Salut tuturor, sunt Bon. Iar acesta este un vlog, așa să zicem, mai de sărbători. Cu toate că eu sunt cu ideea că sărbătorile ar trebui să fie în fiecare zi și oamenii ar trebui să se simtă bine și să mănânce cum trebuie în fiecare zi și să facă fapte bune tot așa în fiecare zi. Tema acestui vlog este Crăciunul, să spunem. Ideea că Crăciunul a devenit mai mult un fel de obicei și nu aprecierea adevăratelor semnificații ale lui, nu este foarte ok și mă gândesc la faptul că majoritatea oamenilor sărbătoresc asta pentru că Iisus s-a născut pe 25 decembrie, așa cum spune lumea, și oamenii nu mai se gândesc la asta, ci în schimb se gândesc la Moș Crăciun și toate astea, toate cadourile și chestii care nu au însemnătate foarte grăzavă. Noi ar trebui să ne gândim că s-a născut Iisus pe 25 decembrie și într-un fel să închinăm această zi lui, la fel cum noi ne sărbătorim zilele de naștere. Vă urez sărbători fericite, să fiți cu cei dragi, să vă simțiți bine, să nu exagerați cu nimic și să, încă o dată, să apreciați adevăratele idei ale zilelor de genul acesta. Hai, hai cu mine să te iau că mi-ai filmat. Lasă asta un pic aici. Asta de la ce? De la Moș Crăciun ăla? L-a stricat pe Moș Crăciun? Da. Ah. Nu știu dacă suntem focalizați, dar nici nu contează, este Alexandra, ea m-a ajutat astăzi să filmez. Zi, salut, sunt Alexandra și n-am ajutat. Sunt Alexandra și l-am ajutat să filmez. Mai spune ceva. Ce-ți place? Iarna, zăpada? Da. Acum e cald afară? Da. Vrei să te joci cu bulgări? Da. Zic. Zi, pace. Pace. Și arată așa. Pace.